Solamente Dios puede dar la paz. Doar Dumnezeu poate să dea pacea. Y es esa paz que todo el mundo lo busca. Și această pace este a ceea ce toată lumea caută. Y hay otra cosa que Dios hace. De asemenea, este un alt lucru pe care îl face Dumnezeu. El también da a sus santos ángeles. El de asemenea face ne dă nouă îngerii lui cei sfinți. Los ángeles mayormente trabajan en forma invisible. en in general în mod Pero hay diferentes formas que también trabajan en forma visible. a Una de ellas es cuando los ángeles trabajan usando nuestras manos. În care noi noastre, în mod Estoy convencido que el grupo que fue a Venezuela llegaron a ser considerados como ángeles Sunt convins que acest grup que ha venido la venezuela ha fost considerat en de urma un grupo de ángeles. cuando una persona está moribunda cuando persona este moribu o en esclavitud sclavie, cuando alguien viene para liberarlos o ayudarlos realmente son como ángeles un momento en que cineva vine casa el aute se le liberese y él ve de pe acá un îngel. La vineta también es considerada como un ángel que viene de Dios. De asemenea, avionul uneori este considerat ca un înger care vine de la Dumnezeu. Și sunt realmente angeli care trabajan cu noastre mâini. Și să știți, într-adevăr, îngerii lucrează prin mâinile noastre. Știați ustedes că los angeli gozan în salvar almas. Știați dumneavoastră că îngerii se bucură ca să salveze suflete. Și buscă cada oportunitate para a usa noastre mâini și noastre minte medios. Și caută fiecare posibilitate de a folosi mâinile noastre ca intermediu.

unde adeseori aveau loc multe atacuri. Și mă întrebam, și si mă întrebam, ce ar fi eu dacă eu mă întâlnesc cu o persoană care este asaltată? Ce aș face eu cu un caz în care cineva este atacat? Por ejemplo, una pandilla de jóvenes atacando a una persona. De exemplu, dacă aș vedea un grup de tineri care atacă o persoană. Mă Mi-aș risca oare viața? O seraria los ojos și y... Iria de frente. Sau aș închide pur și simplu ochii și aș merge mai departe. Será că eu yo estaría dispus a arriesgarme por una persona? Oare ar fi așa, aș fi dispus ca să risc viața mea pentru o persoană? I le dije al Señor, yo estaría dispuesto a arriesgarme si tú me proteges. Și am spus Domnului, eu aș fi dispus ca să risc dacă tu mă protejezi. Y, y Dios me hizo conocer varios amigos que habían sido protegidos por los ángeles. Și Dumnezeu mi-a dat ocazia ca să cunosc diferiți prieteni ai mei care au fost protejați de înger. Y me dio mucho ánimo. Y aca esta me han sufrido mucho. Eu și am eu am avut de 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 vedea mi-a înger. Que ar llevó a ma puto ca să văd îngerul meu. En un en un asalto muy peligroso. Într-un atac foarte periculos. și voi voy a contar próximamente. Și în curând vă voi spune aceasta. Pero primero un análisis. Dar mai înțeapem fac o analiză. Como este que Dios

Que él, en una tarde, iba de su trabajo a su casa. Haceis tomo entrose a de la lucro a casa. Ya estaba oscureciendo. ya se será. Pero él decidió tomar un rumbo más una una ruta más corta a su casa. Dariel de data hacesta a deciscas ya un drum mai scurt către casa. Y la ruta pasaba por un bosque. Shie acest drum trecea prin trope dure. Un poco oscuro. Un pic întunecos. Pero normalmente no había problema. Dar în mod normal nu era nicio problemă. Así que él tomó ese rumbo corto. Așa că el a luat-o pe această cale mai scurtă. Pero pasando por el bosque él escuchó un poquito de de ruido. Dar trecând prin pădure a auzit un niște zgomote. Y vio que en el arbustos eh, en allí había algunas personas. Și a văzut că în tufișuri acolo se aflau niște persoane. Escuchó la voz de una mujer. Și a auzit vocea unei femei. "Karesia, socorro, socorro." Care spunea "Ajutor, ajutor." Bueno, en ese momento él se asustó y momento y dijo obviamente esa mujer está en medio de un asalto y spus, este, evident, este posiblemente una violación Poate are loc un viol pero dijo si yo intervengo posiblemente algo me pase a mí y, y a spus, Păi, dacă eu voi interveni, este posibil ca să mi se întâmple și mie ceva. Pensou pentru un moment, mejor, no intervengo. Apoi, pentru un moment, s-a gândit, mai bine să nu intervin. Voy a pasar de frente a mi casa y nada va M voi duce tot înainte către casa mea și nu se va întâmpla nimic. Pero su consciencia le, le, le hizo pensar dos veces. Dar conștiința lui l-a făcut să se mai gândească o dată. Ce va pensar Dios de ti dacă si tu pasas por alto? și s-a gândit oare ce se va gândi Dumnezeu de tine dacă tu tot treci mai departe. Tu tienes una responsabilidad de, de proteger a las Tu ai o responsabilitate de a proteja persoanele. De a arriesgarte por otros. De a te chiar risca pentru alții. Și cum era cristiano, el decidió a, a, ceder. Și cum era creștin, a hotărât ca să se lase dus de conștiință. Así que en esos pocos momentos que él pensó, él Actuou. Așa că în aceste momente, după ce a gândit puțin, a luat acțiune. Lanzou un grito și se tiró hacia el arbusto. A strigat tare și s-a aruncat în tufișuri. Tenia miedo. Avea foarte multă frică. Pero su, su era más que su miedo. Dar convingerile lui erau mai puternice decât teama lui. El gritó y corrió hacia el arbusto. El a strigat și a fugit către tufișuri. En ese momento, un salió corriendo. În acel moment un om a ieșit fugind. Nu no avea multă ropa. No era muy mucho embráctado. Y se dio cuenta que realmente había sido un, una violación que estaba en proceso de empezarse. Y entonces él se dio cuenta que, en verdad, un viol ya había empezado. Y él paró y dijo, disculpe, señorita. Y entonces se oprit y se puso.

Y por fin escuchó una voz. Și în cele din urmă a auzit o voce. Y la voz dijo. Și vocea a zis. Papi, eres tu? Tată, ești tu? Había sido su propia hija. Y era chiar propria lui fică. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera pasado por alto? Ce s-ar fi întâmplat dacă el ar fi mers mai departe? Pero fue la convicción que él tuvo que tenía que arriesgarse por otro sin saber salvó a su propia hija. Convincerle, Luis, la determinad que fuerces de hacer más se acciones de si se salvese propia fíca. Arries ¿Arriesgarías tú por proteger a un desconocido? ¿Huirías tú a iriska se un desconocido? Je Jesús dio su vida por aquellos que no lo amaban. Jesús se a dat viața chiar pentru aceia care nu-l iubeau. por sus enemigos. Pentru dușmanii lui. Todavía por su hija uno daría su vida, pero un desconocido. Pentru fica lui, poate că cineva și ar da viața, dar pentru un necunoscut. Pero eso es justamente el ejemplo que Jesús hizo. Dar acesta este exemplul pe care Isus ni l-a dat. Și Dios manda sus ángeles que hagan lo mismo. Și Dumnezeu trimite îngerii lui să facă la fel. Los ángeles viven para servir y proteger. Îngerii trăiesc ca să slujească și să protejeze. Se gozan en llevar a cabo el trabajo de redención y este buquer de de montuire buscan excusas para rescatar a los esclavos kaute orci o kasei de salvapesclavos de la satana buscan formas de usar tus manos y tus medios para trabajar a favor de, de, la, de las almas y eikaut o kasei prin care muy letales se fie folosite en de suflete. Pero de vez en cuando directamente intervienen personalmente. un amigo mío que era pastor en el Perú. Un al meu que era pastor tenía la responsabilidad de ir a visitar el, el, el padre de una señorita al estudiante. de a merge să tatăl une, eleve. La señorita era la única adventista en su familia. această elevă, această domnișoară era singura adventistă din familie. Și tristemente cometió un error și quedó encinta. În mod trist a comis o eroare și a rămas. că el, el pastor tenia că ir a disculparse con el papá por el asunto. Encinta. Encinta. Embarazada. Deci ea a rămas însărcinată și atunci, în mod trist, pastorul a trebuit ca să meargă să discute cu părintele. Me van a perdonar por usar palabras que a veces son desconocidas en diferentes partes. Os ameșcuzăți că folosește ni or cuvinte <laughs> care nu sunt cunoscute în alte părți. La Latinoamérica usa diferentes palabras a veces que España. En Latinoamérica se utilizan ciertas palabras que no se usan en España. Y, y no quiero complicarle la vida a mi traductor. Gracias. <laughs> este, entonces, el pastor fue a visitar a su padre. <laughs> <laughs> atunci pastorul s-a dus să viziteze pe acest tată. Sin embargo. Fără îndoială, el padre estaba furioso. Tatal era furioso Y él pensó que porque ella fue a la universidad es por esa razón que ella quedó embarazada. Şi el se nu mai pentru că a dus la universitate, de aceea a rămas însărcinată. Entonces él le dijo a los vecinos: si el pastor viene a mi casa, yo lo voy a matar con mi machete. Y él deja le decía a vecinului, să ști dacă vine pastorul, am să l a urc cu un cu macheta mea. Y el... El empezó a afilar su machete. A început să-și ascultă această sabie. Y los vecinos vieron que llegó el pastor. Și vecinii au văzut că a venit pastorul. Y tenía un carrito Volkswagen, uno de esos chiquititos. Pastorul avea una dintre cele mașini micuțe Volkswagen. No sé si aquí en España tiene un nombre ese carrito. Nu știu dacă aici în Spania are un nume această mașină. Allá lo llaman, lo llaman cucaracha. Acolo îl numesc gândac. Pero vino en su carrito. A en y cuando él salió a la casa para hablar con el papá. Și când a ieșit pastorul casa miergă să vorbească cu acest tată. Todos los vecinos sacaron la cabeza para ver cómo lo iba a matar. Toți vecinii au scos capul că se văd cum urma să fie o Uno pensaría que estarían interviniendo a favor de, de proteger al pastor. Da că ar fi un om să ar gândi Omule, au să încerce să-l salveze din mâinile acelui om. Nu, no, los vecinos querían ver cómo lo iba a matar. Niciun vecin nu dorea ca să-l salveze pe pastor, ci să-l vadă cum va fi omorut. Nadie decidió intervenir. Nimeni nu a decis ca să intervină. Y el pastor, en in su inocencia, se fue a tocar la puerta. Și pastorul, în inocența lui, a mers și a ciocăni la ușă. El papa agarró su machete en su mano. Acest a pus mâna pe sabie y la puerta. și a răspuns la ușă, Listo para matarlo. pregătit ca să-l ucidă. Pero, eh, Al saludar al pastor, él miró a su carro. Durmiente l'encara la saludat pe pastor, s'auïtat la màquina dins l'oli. Y, y seguía nerviosamente mirando al carro y hablando con el pastor. Se si armașe în mod uh, foarte nervos, iritat, vorbind cu pastorul și uitându-se mereu către mașina pastorului. Su mano escondido atrás de su espalda. Cu mâna ascunsă la spate. Pastor, ¿cómo está? Pastor, cum mai se, qué Sí, pastor. Gracias por venir. Da, spunea, și mulțumesc că ați venit. Y pastor, reconozco por, ce qué vino. Pastor, înțeleg de ce ai venit. Y los ojos del padre siempre mirando al carro. Iar ochii tatălui mereu se îndreptau către mașină. El pastor dijo, ¿qué pasa con este hombre? Pastorul s-a gândit, ce se întâmplă cu acest om? Hermano, usted está nervioso. Frate, dumneavoastră sunteți nervos. Dijo, pastor, mejor usted venga otro mañana. Și atunci omul a zis, pastore, ar fi mai bine să veniți dumneavoastră într-o altă zi. Ahorita no estoy en condiciones para hablar con usted. Acum nu sunt în condiții ca să vorbesc cu dumneavoastră. Bueno, vuelvo mañana. Bine, voi veni mâine. El siguiente día volvió al pastor. În ziua următoare s-a întors pastorul. I l encontró al padre mult mai tranquilo. Și a găsit pe acest tată cu mult mai liniștit. Y lo invitó a pasar a la casa. Și a fost invitat să intre în casă. I le dijo, solamente tengo una pregunta. Și apoi pastorul a spus, am o singură întrebare. Usted sabe que ayer yo lo iba a matar. Omul îi spunea pastorului, știți dumneavoastră că eu urma să vă omor ieri? el carro. Dar am rămas preocupat de acel om pe care dumneavoastră l-ați adus în mașină. Era un ombre, obviamente, fisioculturista. Să știți, era un om cu siguranță culturist. Tenia unos Avea niște brațe așa. Y tenía los brazos cruzados encima del carro. Și stătea cu mâinile rezemată așa pe mașină. me estaba mirando. Și se uita direct la mine. Eu quería matarlo, pero me să-l omor, dar omul acela mă speria. Nu încăvei în braços niște brațe atât de mari. Diga-me Cómo lo metió al Da, reușit să-l băgați în mașinuță pe acel om. El pastor dijo, no a, nadie, estaba solo. Pastorul a spus, eu n-am adus pe nimeni, eram singur. Nu no, pastor. Usted nu, pastor, pastor con usted. Dumneavoastră ați avut un <laughs> om cu dumneavoastră. Bueno, tenía que haber sido el angel. Trebuie să fi fost îngerul. i explică explicat pastorul că stau solo și că Dumnezeu mi-a mandat protecție. Și pastorul, în cele din urmă, i-a explicat: Uite, am venit singur și cu siguranță Dumnezeu mi-a trimis protecție. Și s-a problema și s-a la un acord. În cele din urmă, problema s-a rezolvat și au ajuns la un acord. Para ca la señorita dé a luz y entregue el niño en adopción. În cele din urmă această domnișoară a născut și a dat copilul în adopție. Y así pudo continuar su educación universitaria. Cristiana. Mai apoi a putut ca să își continue educațiile, studiile universitare. Sin embargo, fără îndoială, esa historia me mucho. Această istorie m-a animat foarte mult. Y me ayudó cuando después de pocas Și m-a ajutat când după aceea cu puține săptămâni. Eu yo ca como director de informática de la Unión. Ca și director de la y instalaba de la redes, y computadoras por todo el Perú y Bolivia. Instalam, uh, de en tot Peru și Bolivia. Era para mí una pasión lo que era computación. Mine era o pasión, acest lucru. Y un día me llamaron para decir que las computadoras que compramos habían llegado. Și într zi m-au uh, chemat ca să-mi spună că computerele care le-am cumpărat au ajuns. Y que yo tenía que ir a en el puerto. Iar eu trebuia să mă duc să le iau din port. Así que yo fui con mi carro al puerto marítimo. Așa că eu cu mașina am mers la portul maritim. Tenía tenía un, un, carro de esos que este uh, station wagon, no sé cómo lo llaman. Aveam un o mașină uh, largos. break, o mașină mare. Y Tenía un problema, mi carro no tenía arrancador. De tipo el Passat. Si, maquina me ha había un problema. Había estado malogrado y lo mandé a reparar. No me ha llegado bien el marowul y lo han trimitido Así que mis amigos me empujaron el carro y salí a saco <inaudible> pentru a putea porni. Prietenii m-au unpinș și am plecat. Recogí todos los equipos. En cele din urmă, am uh, luat toate, tot equipamentul. El carro quedó lleno. Maquina me a s-a umplut. Y y tres hombres tuvieron que empujar el carro para para que vaya lo suficiente rápido para arrancar. În chinile din urmă, a trebuit ca trei persoane, trei oameni, să împingă mașina ca să pornească. Y del de puerto me fui rumbo para la universidad donde yo vivía. Din port m-am dus direct la universitate unde locuiam. Ya era tarde. Deja era târziu. Casi hora de cerrar las tiendas. Aproape ora de a de totul. Estaba empezando a oscurecerse. Începea să se însereze. Y yo tuve que pasar por el centro de la ciudad exactamente en una zona muy peligrosa. Și eu trebuia să trec prin centrul orașului exact printre o zonă foarte periculoasă. Y yo dije en voz alta, "Señor, gracias que no estoy en la calle en este momento." Și am zis cu voce tare, "Doamne, îți mulțumesc că nu mă aflăm în stradă în acest moment." Porque eu sabía că în această zona viviam multe pandillas. Pentru că știam că în acea zonă locuiau foarte multe persoane rele. Avea violență în acea parte de la ciudad. În acea parte a orașului era multă violență. Eu, certamente, nu queria, nu în la calle. Și cu siguranță să știți, eu nu doream să rămân în drum. Dar, apenas eu avea comentat eso când una luz în mi carro, că estaba caliente. Nici măcar n-am terminat de spus acest lucru când un bec s-a aprins și mă avertizat că motorul s-a încălzit. Y dentro de poco tiempo el motor empezó a fallar. Și în foarte puțină vreme motorul a început ca să dea eșecuri. La temperatura se fue a rojo. Temperatura mi arătat că acul mi-a arătat că a crescut temperatura foarte mult. El ca el motor dejó de funcionar. În cele din urmă motorul n-a mai funcționat. Era demasiado caliente. I era prea încălzit, și trebuie să estacioname al lado de la carretera. Și a trebuit ca să opresc De o parte a pero tenía un problema. Dar aveam un problema tuve que estacionar mi carro al lado de un autobús viejo que estaba estacionado hace 20 años ahí y todos sabíamos y cu toți știam que ese autobús viejo era, era la oficina central de una pandilla y controlaban todo el narcotráfico de esa parte de la ciudad Acești oameni controlau tot narcotraficul din acel oraș. Eu cu mi carro lleno de computadoras estacionado a su lado. Gândiți-vă, eu acum mă aflam cu o mașină plină de computere chiar lângă ei. Estaba con mi saco y corbata. Eram în sacou și cu cra cra cravată. Eu, eu rapidamente me saqué el saco para hacerme como si no, el, el inocente. Imediat mi-am scos sacoul ca să fac pe nevinovatul. Me saqué la corbata. Mi-am scos cravata. Pero Yo sabía que no, no cambió nada. Dar eu nu nimic. Estaba yo como un anzuelo de carne ca o de carne. Aquí pececito pececito aquí aquí cum par, la pești. estaba yo en peligro. Pericol. Suerte que la tienda estaba abierta y me prestaron un balde con agua. Am avut foarte mare binecuvântare că era acolo un magazin încă deschis pero, și mi-au dat apă. Pero me, me miraram un poco raro y me dijo, ¿qué hace usted acá en la calle? M-au privit puțin mai deosebit și m-au întrebat, ce faceți dumneavoastră acum pe drumuri? Bueno, tengo mi carro con problemas y quiero echarle agua para que yo me vaya. Iată, am probleme cu mașina, doresc ca să-i pun apă să pot merge mai departe. Pero después de -le, e, meterle tres baldes de agua, no se llenó el radiador. După ce am pus uh, trei găleți de apă nu s-a umplut radiatorul. Și mire por abajo y toda el agua que estaba echando se estaba saliendo por un agujero en el motor. Și am privit pe dedesubt și am văzut că toată apa pe care o puneam eu pe deasupra se scurgea pe dedesubt. Ahí me di cuenta că eu estaba frito. Atunci vorbesc... mi-am dat seama, spune dânsul, că eram prăjit. Buena traducție. <laughs> Încep orar. Am început să mă rog. Señor, no tengo nada que hacer. Dámne. No hay ni que hacer. No puedo, no puedo ponerle agua al motor. No puedo a pun apa motor. No tengo arrancador. No han demarró. Estoy estacionado aquí sin apoyo alguno. Sintaiș stacionat fără niciun ajutor y el carro lleno de computadoras. Cum mașina plina de computere. necesito que me ayudes. Am nevoie de șamajuri. Mira, ambos lados. Hăm am privit în ambele părți. No había nadie. No era nadie. Solamente el tráfico que pasaba. Pur şi simplu doar traficul care continua. Y en eso la tienda cerró sus puertas y se fueron. Și în acele momente chiar și magazinul a lăsat jos zebrelele, iar vânzătorii au plecat. Miré las caras de, las, de los dueños. Han privind fața acestor oameni. Me miraron con poquito de compasión. M-au privit cu puțină compasiune. Pobrecito, ¿qué le va a pasar? Será cual, oare ce o să se întâmple. Y me dejaron. Și m-au lăsat. Yo estoy parado ahí mirando y orando. Este tiamacol oprit, priviamen jos și plânjam. Abre la puerta del autobús y bajan varios hombres. un momento la cela s-a deschis ușa autobuzului și au coborit câteva persoane. Me miran, m-au privit. Captaron la situación. Au înțeles situația. Recogieron piedras grandes, así duras, no no redondas, pero bien bien este, con muchas. Uh, piedras feas, nu no știu. Au uh, luat de pe jos niște pietre așa mari, colțuroase, urâte, spune Densu. Cada an a levantat la piedra și mi-au a rodear. Fiecare a ridicat pietra și m-au înconjurat. Eu știam ce i a făcut cu acele Știam eu ce urmau să facă cu acele pietre. Mirea am în și stau solo. Am privit în jur și eram singur. Señor, ce fac? Doamne, ce fac? Chise pe... să-mi de ese versículo am început să-mi aduc aminte de acel verset. în la Biblia? Doamne, oare unde spune în Biblie? Señor, tu palabra. În cuvântul tău. Dice, este, maior amor nu no tiene el hombre. Spune, nu există dragoste mai mare că aquel care de su vida față de nimeni, nu are nimeni dragoste mai mare decât acela care își dă viața. Por la Pentru computere. <laughs> Y no lo recordaba. No me Señor, ¿dónde dice eso? Dómine, ¿dónde expone versículo acésta? Y me di cuenta que no decía eso. si me andas a mí que no existía esa chueva. Dios no esperaba que dé mi vida por las computadoras. Dumezeo no sasptea que eu sams dau viața pentru computere. Sí me recordé. Dar, da, me uh -huh. ha Me recordé sí de de Salmos treinta y ocho. Me ha de Psalms capítulo treinta y cuatro verseto ocho. El ángel de Jehová. Lui Jehovah, en campa alrededor de los que le temen, în zirul, în jurul celor ce se tem de el y los defiende y Sí señor. Da, Eso necesito ahora. Am de acest lucru acum. Pero señor, estoy solo. Dar, Doamne, eu sunt Me recordé de Josué. -am de de Josué. 1. De Jos Iosua, 1. Josué uno. 1, de Josué capítulo uno. Josué uno siete, donde dice, valiente. Un dispone fi para observar y hacer todo lo que me hicieron Moisés te dijo que ce no te apartes ni a la izquierda ni a la derecha no te da ni la derecha ni la estnga para que te vaya bien en todo lo que hagas bine în tot ceea ce vei face. pero señor me está yendo mal dar dónne mi estoy en un medio de un asalto y eu un aflon mislo un tac qué hago che fac y decidí tomé mi decisión Și am decis, am luat decizia. Me iba a de y dejar todo en manos de la pandilla. Urma să fug să la totul în mână acestei benzi. Pero me dio mucha pena por el equipo. Dar să știți, îmi părea foarte rău după acest echipaj. Muchos echipaje. habían sacrificado para comprar esas computadoras. Foarte multe persoane au făcut mari sacrificii ca să se cumpere aceste computere. Habían donaciones. Au avut loc donații. El presupuesto de todo de todas las instituciones que habían comprado una computadora. Și au fost implicate foarte multe instituții și toți banii care au dat erau investiții în aceste computere. Ideose se spera de sus administradores que manejen con con mucha sabiduría los poco que hay. Și Dumnezeu așteaptă de la administratorii lui să facă administrarea cât mai înțelept cu puținul care li se dă. Presos bienes pertenecían a Dios. Dar aceste lucruri aparțineau lui Dumnezeu. Entonces tome mi decisión. Atunci am luat decizia. Señor, yo no puedo dar mi vida por los equipos? Doamne, eu nu pot să-mi dau viața pentru aceste lucruri. Te lo dejo todo en tus manos. Le las pe toate în mâna ta. Si tu puedes protegerlo, protegelo. Dacă le poți proteja, protejează-le. Pero yo me voy. Dar eu plec. Apenas tomé la decisión. Nici măcar n-am reușit să iau această decizie. Y tome un paso para atrás. Și am făcut un pas în spate. Ya para irme. Ca să plec. Pero me golpeé con un, un señor que estaba parado atrás de mí. Dar m-am dat de un domn care era în spatele meu. Disculpe, señor. Mă scuzați, domnule! Și de unde a și el? De unde ați apărut? Pero lo que me sorprendió fue su cara. Dar ceea ce m-a surprins era fața lui. Cuando miré su cara, lo vi perfecto. Când am văzut fața, l-am văzut mai bine, perfect. Una, una cara perfectă, no, no, se ven en la calle. Am văzut o față perfectă pe care nu o vezi pe drum, nu o vezi în stradă. Ahora, a veces en la pantalla se ve una cara perfectă în televiziune. Să știți, uneori la televiziune, într-un ecran, se vede o față perfectă. Las mujeres son perfectas. Femeile sunt perfecte. Los hombres tan machos. Bărbații atât de puternici. Pero cuando uno los ve directamente se ven como cualquiera. Dar în momentul în care îl vezi față în față, chiar și acela arată ca un om obișnuit. Eu le stava contando esta historia una vez a, a un colegiu. această istorie eu o povesteam odată la un colegiu. 300 jóvenes estaban allí. Acolo erau adunați 300 de tineri. Eu dije, Ninguno tiene una cara perfecta. Și am zis, niciunul dintre voi nu are o față perfectă. Cada vez que miramos en el espejo nos damos cuenta que no tenemos una cara perfecta. De fiecare dată când ne privim în oglindă ne dăm seama că nu avem o față perfectă. Y dije, y no veo tampoco ninguna cara perfecta acá en esta audiencia. Și am spus, nici acum între dumneavoastră nu văd nicio față perfectă. Y todas las Și toate domnișoarele au scos acest sunet. Pero sabemos que solamente Dios tiene pe, lo perfecto. Dar noi știm că doar Dumnezeu are perfectul. Así yo en, en mi imaginación puse una pantalla sobre su cara para ver si era verídico. Așa că eu în imaginația mea am așezat pe această față un ecran ca să văd dacă este adevărat. Y mientras yo estoy analizando su cara, él me dice, tu vida está en peligro. Și în timp ce eu analizam fața lui, el mi-a zis, viața ta este în pericol. Ah, ai verdad, disculpe. Ah, da, scuză-mă era su cara que estaba mirando. Dice ra, fața dumneavoastră la care mă uitam. Me dijo, tu vida está en peligro, tienes que salir de aquí. Mi-a zis, viața ta este în pericol, trebuie să ieși de aici. Bueno, señor, tiene razón, pero es imposible. Da'm da, zis, domnule, aveți dreptate, dar este imposibil. Mi carro no no tiene arrancador. Ia te mașina mea nu are demaror. El motor está malogrado. Motorul este distrus. Y y no sé cómo salir de este asalto. Și nu știu cum să scăp de acest atac.

conoce estos hombres personalmente. Și cum se poate ca un om așa bine îmbrăcat ca el să cunoască în mod personal pe aceste persoane? Pero él me dijo, entra tu carro, yo te voi a empujar. Și el mi-a zis, intră în mașină, eu te voi împinge. No, <laughs> sí. Tres hombres tuvieron que empujarme, usted solo no puede. Eu am zis, știți, au trebuit să mă împingă trei oameni și abia au reușit să pornesc. Dumneavoastră singur nu veți putea. Así que el me ordenó, Entra carro, a Așa că el mi-a ordonat. Intră tu carro, eu te voi Așa că el mi-a ordonat. Intră în mașină, am să te împing. Bun, bueno, si bine, dacă vale. Dacă dumneavoastră vreți, poftiți. Eu la vuelta pentru a mi carro. Am încercat să înconjur mașina ca să urc la volan. Y el fue por atrás. El a mers în spate. De repente mă recordat de algo. Dintr-o mi-am adus aminte de ceva. În Lima, ai una lege în el criminală. criminal. În Lima există o lege în lumea interlopă, dacă cineva intervine ca să salveze o viață care este atacată, siempre vienen con, con Navajas, y le abren la cara. Să știți de fiecare dată se duc și aceste persoane care intervine, îi este tăiată fața, y, y le îi e fața cu cuțitul. Și le dice, la próxima vez, nu no digas nada. Și se spune data viitoare să nu zici nimic. Entonces, eu empecé a temer por, por la persona care mă estaba ayudando. Atunci eu am început, spune dânsul, să mă îngrijorez pentru această persoană care m-a ajutat. Así que miré a los asaltantes alrededor. Așa că am privit atacanții din jur. Y qué sorpresa encontré. Și ce surpriză am, am avut. Cada uno estaba congelado. Fiecare dintre ei era ca și congelat. Con la piedra en la mano y no se podía mover. Cu piatra în mână și si nu se putea mișca. Mirea a ambos lados. Am privit în ambele părți. Y todos estaban congelados. Toți erau congelați. Qué raro. Ce raro. Bueno. Voy a poner, meter, meter mi llave. Am zis bine, eu am să introduc cheia. Y la persona empezó a empujar el carro. Și această persoană a început să împingă mașina. Eu dije, Ese hombre es un poco raro. Tiene mucha fuerza. O muestra este putin strasnik, hace mucha fuerza. No solo eso, el carro estaba estacionado en la grava, no era cemento. Nu no, numai no, no atenta, dar să ¿sí? ştii mașina de la aceasta se afla stăcionată pe pietriș, nu no era pe o suprafață fină. Y también, además, era un poco para arriba. Și de asemenea avea, y un pic de pantă. Pero el carro empezó a moverse. Dar să ştii mașina a început să se miște. Dije, bueno, tiene mucha fuerza, pero no va a prender el carro porque el motor está malogrado. Şamzis, ebine este un om puternic, dar oricum nu o să pornească mașina deoarece motorul este stricat. Pero solté embrague, Dar în momentul în care am dat drumul ambreajului, mașina a pornit normal. Rapidamente el pasă la puerta a la ventana y me dijo, "Por favor, sal de aquí, Subida está en peligro." Foarte repede a venit la geam în dreapta și mi-a spus: "Te rog, pleacă de aici, viața ți este în pericol." No, no, aquí, în el Peru, una propina. Eu am zis: nu, nu, stați puțin aici, în Peru, pentru ce ați făcut dumneavoastră se dă un bacșiș." Y él me dijo, "No, no, no, yo neces yo no, necesito dinero." Și el mi-a spus, "Nu, no, nu, no, eu nu am de bani. Nu no importa. E's una no, e's No, una uh, așa, de, de Empecé a buscar varios, varios dólares de, de dinero local. Am început să caut bani. El me dijo, "Por favor, nu me de no me dé nada. el mi-a zis, "Te rog, nu-mi da nimic, n-am nevoie." "No sea así, señor," le dije. I "Tengo zis... que darle algo." "Nu no fiți așa, domnule, lăsați-mă să vă dau ceva." Entonces, me dijo algo. Yo no uso dinero. Și apoi mi-a zis ceva. Eu nu folosesc bani. Nu no se alocă, Señor. Toți usan dinero. Și am zis, this... mai nu fi

Cuando no dámole primero torrel me di cuenta quién me había ayudado me mandate se amador a tu cine a ha ayudado. había sido mi angel a fost el meu apareció de la nada a por de nikaido tenía una cara perfecta había oso fust perfecto él hizo congelar a los El a los pandilleros. Y él ha făcut pe acești oameni răi să rămână ca înghețați. Tenía mucha fuerza. Avea multă forță. Él sabía lo que estaba en mi carro. Y él știa ce se afla în mașina mea. Conocía personalmente a los pandilleros. De asemenea cunoștea în mod personal pe acei oameni. Y no usaba dinero. Și nu folosea bani. No sé por qué a veces no nos no nos no, no pensamos de eso cuando en el momento tenemos la oportunidad. Nu mi dau seama de ce oare atunci când suntem în acel moment, nu ne gândim la acel lucru. Pero me dio pena por mi ángel, lo hago sufrir mucho. Și atunci, să știți mi-a părut rău pentru ungerul meu. Mi-am dat seama că l-am făcut să suferă mult, porque dos semanas después, pentru că cu două săptămâni mai apoi, otra vez otro încă o trebește alt problemă. dată am intrat într-o altă problemă. Llegué toda la noche en un autobús. Am ajuns noaptea cu un autobuz. Y ese autobús no tenía baño. Și acest autobuz nu avea baie. Așa că eu stau un poco miserable. Și eu mă simțeam un pic rău. Oala că llegue rapid al terminal. Și mă gândeam, oh, dacă ar ajunge mai repede la destinație. Pero no llegó al terminal. Dar nu a ajuns. Había un problema en la carretera y nos botó todos en la calle. Aquí bájense todos en la calle. În cele din urmă, nu ne-a dus în autogară, ci înainte să ajungem acolo, deoarece era o problemă pe drum, ne-a lăsat pe toți să coborâm și a zis: "Hai, ieșiți pe drum." Nu în Spania, Nu știu dacă acest lucru se întâmplă în Spania, dar în America de Sud se întâmplă aproape tot timpul. Și toți pasagerii au trebuit să iasă cu valizele în drum. Eu, tenía al Iar eu trebuia să merg la baie. Así que yo empecé a buscar por todos lados para un baño público. Așa că am început să caut, a căutat tot, o baie publică. Estaba en una zona bastante difícil, pero logré ver uno que estaba en un callejón. Y éramos en una zona bastante de difícil, dar în cele din urmă, pe o straduță am văzut un vechiu. Y decidí a, a correr, usar el baño y salir rápidamente. Am decis să fug, să folosești baia și să iei străpede. Llegué corriendo allí. Am ajuns fugind de acolo. Le dau unos centavitos al hombre porque cobran, no la entrada. Pentru că așa se obișnuiește ca să primească ban la intrare, am dat câțiva cenți la acel om. Así con las moneditas ellos compran papel higiénico y lo limpian, así. Cu monezile mi-au dat hârtie igienică. Así que yo entré, am intrat y a los a más o menos 15 segundos después aproximativ 15 secunde după aceea, escuché că avea un poco de tumulto afuera. Am auzit că se făcea o oarecare rumoare afară. Y entró, entró corriendo un pandillero. Și a intrat în fugă un bandit. Era, era muy alto. era foarte înalt. Y tenía una, una venda roja en su cabeza. Avea o eșarfă roșie la la cap. Y în su mano tenía una espada. Iar în mâna lui avea o spadă. Îi se vino corriendo hacia mí para meterme la espada. Și a venit în fugă către mine ca să mă împungă cu spada. Cum se poate defende unul când o staiind al baie? Oare cum se poate apăra unul în timp ce este la baie? Eu stăiam numai cu la boca deschisă. N-am făcut nimic, mai mult decât să rămân cu gura deschisă. Și pensei: "Ce trist e muri aici în un baie." Și m-am gândit: "Ce trist va fi să mor aici într-o baie." Morir, morir en la guerra es, un honor, pero morir en el baño debe ser terrible. Să mori în război este onoare, dar să mori la wc este teribil. <laughs> pero Dios tenía otro plan. Dar Dumnezeu avea alt plan. Porque cuando la espada llegó a unos pocos centímetros. Pentru că momentul în care spada a ajuns aproape de mine la doar câțiva centimetri. Yo casi cerré los ojos esperando que penetre la, la espada. Yo am închis ochii așteptând ca acea spadă să mă penetreze. vi que el hombre se asustó, miró para atrás y arriba, a în spate și în sus. y empezó a retroceder, -a să, a să dea bajó la espada, a spada. nunca quitando los ojos de lo que estaba mirando, ne, ne y se fue a la esquina, se bajó la cabeza. A coborât capul. Se quedó como un niño castigado en la escuela. Și a rămas așa în colțul lui ca un copil pedepsit la școală. Cum când la profesora le a zis niño, "Párate en la esquina y no te muevas." Ca și când profesorul îi spune la un băiat, "Du-te la colț și stai acolo, nu te mișca." Bueno, yo no perdí mucho tiempo en considerar ese asunto. Să știți, eu n-am pierdut prea mult timp în am mă gândit la acest lucru. Yo miré para atrás y no vi nada. Eu am privit în în spate și n-am văzut nimic. „Ia no tenía que ir al baño. Deja nu mai trebuie să merg la baie. Rápidamente yo salí de ahí corriendo. Inmediatamente me de acol fugind. El, el que quedó sorprendido fue el hombre que me cobró la moneda. Cel care a rămas surprins a fost omul de la intrare care mi-a luat moneda. Porque seguro él pensaba que yo no iba a salir, era el otro con mi maletín. Pentru că el cu siguranță și-a dat, se gândea că eu nu voi ieși, ci celălalt cu geanta mea. Eu rapidamente salí del callejón și tomé un taxi y me fui a la oficina de la uniune. eu foarte repede am ieșit din această străduță, am luat un taxi și am mers direct la uniune. Y me cuenta que una vez más mi ángel había intervenido. Și mi-a dat seama că încă o dată îngerul meu spune din sus a intervenit. Cómo caminar cu Oare ángeles. Ware cum este să mergi împreună cu îngerii. Cómo estar seguro que ellos nos rodean. Cum putem să fim siguri că ei sunt în jurul nostru. Una cosa que da mucha certeza de la protección de los ángeles. Un lucru care ne dă foarte multă siguranță că avem protecția îngerilor. Es cuando nuestras vidas están viven en la misma misión que ellos tienen. Este acela de a avea viețile noastre în aceeași misiune cu viețile îngerilor. Una 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 forma de de vivir la vida que uno siempre quiere honrar a Dios. Trebuie să avem o o modalitate de a trăi și Să ne rugăm tot lui Cuando la misión de nuestra vida es un ministerio de servicio para los demás. Acela în care viața este doar a sluji pe Porque dice la Biblia que los ángeles vienen para servir. Atunci, spune Biblia, vin și ei ca să ajute. Entonces si nosotros vivimos para servir, compartimos con ellos el ministerio de ellos. Slujim, cu Cuando nuestra vida în momentul în care viața noastră este trăită spre slava lui Dumnezeu și, în loialitate față de el, noastră no de, no depende de noastră obediencia. Să știți, mântuirea noastră nu depinde de ascultarea noastră de supunerea noastră. La salvación es gratis. Mântuirea este gratuită. Pero la obediencia demuestra la lealtad a Dios. Dar, escuchar, demostrar lealtad, acreditcho sí a Fase de Dumnezeu. Por haber recibido el perdón de pecado, Señor, yo quiero obedecerte y honrarte. Porque han permitido la de Doamne, să te slujesc și să te preamaresc. Porque me porque me salvaste de la sentencia de muerte, Señor, yo quiero ahora vivir. Por ti. Pentru că tu, Doamne, m-ai scăpat de sentința la moarte, acum doresc ca să trăiesc doar pentru tine. În n ziuas futuros, iar în zilele următoare, nos trae mayores dificultades. Au au venit dificultăți mult mai mari. Las personas que no caminan y no aprenden a caminar en la presencia de ángeles, persoanele care nu se cu a umbla în prezența îngerilor, no sobrevivirán. Să știți, nu vor supraviețui. Și por eso El rey David nos asegura. Shideachia, regele David ne asegura que aquel en, en Salmos 91. En Salmo capítulo 91, página 67, que aquel que habita bajo el abrigo del Altísimo, Churchest cel subocrotire celui preanalt, morará bajo la sombra del Omnipotente. Se odigneste la umbra celui a Para vivir bajo esa protección hay que morar en la presencia de Dios. ca să poți să fii sub această protecție, trebuie ca să te păstrezi în prezența lui Dumnezeu. Lato, 10 vor fi o mie care vor cădea la stânga noastră și altă mie la dreapta noastră. No tocar sin el de Dios. Dar fără permisiunea lui Dumnezeu pe noi nu ne va putea atinge. El mundo hoy en día vive en terror y en miedo. Astăzi lumea trăiește în teroare și în teamă. No sabe qué hacer el mundo. Lumea no știe ce să facă. Por todos lados este desastre. În toate violencia. În părțile există dezastre, violență. Pero cuando Jesús aparece y cuando uno lee de la presencia de Jesús, dar în momentul în care vine prezența lui Isus și cineva citește în prezența lui Isus, siempre Jesús repite, no temas, soy yo. De fiecare dată Isus repetă, nu te teme, sunt eu. Ce qué Ce minunat. Mi pasos dejo, mi pas doy. Vdau pacea mea, vă las pacea mea. Que no temas ni tengas miedo. Să nu vă fie teamă și nu aveți frică. Juan 14:27. Ioan 11, 14 cu 27. No temas ni tengas miedo. Nu ți fie Ce linda, qué linda promesa. Ce promisiune frumoasă. Mi pasos dejo, mi pas doy. Vdau pacea mea, vă las pacea mea. El mundo hoy en busca la paz. Lumea astăzi caută pacea. În ninguna en ninguna religión que enseña depender de ai hay În nici o religie nu se prezintă că dacă depinzi de o persoană vei avea pace. În noi în la librărie puteți găsi mulți libri de autoajută. În librărie, știți sunt foarte multe cărți care ne învață de cum să ne ajutăm singuri. Yesos libros dicen, si yo enfoco a mi mente, adentro hay poderes. Și multe dintre aceste cărți spun: dacă eu mă concentrez în mintea mea, există putere. Nu no este nu este necesar de 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 Dumnezeu sau de nadie. Eu mismo pot solucionar mi problema. Nu este nevoie ca să depind nici de Dumnezeu, de nimeni. Eu singur pot ca să rezolv problemele. Y estas personas erróneamente confundidamente buscan la solución adentro. Și aceste persoane, persoane în mod eronat în mod confuz caută o soluție în interiorul lor. Pero es Dios el que da la solución. Dar Dumnezeu este acela care es dă soluția. Este Dios que da la protección. Dumnezeu este acela care dă protecția. Y es en Dios que podemos depender. Și în Dumnezeu ne putem încrede. Solo en Dios. Doar în Dumnezeu. Por ejemplo, de de exemplu. Me gustaría algún día. Mi ar place într-bunesi ber a, a un autor de uno de esos libros. Se fi un autor de aceste cărți. Un un libro que haya escrito sobre a Autodependencia. De exemplu, cu o carte în care a scris de autodependență, me, gusta, me gustaría Mas ar place foarte mult să-l văd ce face în momentul în care se înneacă. Me gustaría verlo estar en el agua pidiendo socorro. Aș vrea să văd cum se descurcă singur când este în apă, dacă va cere sau nu ajutor. Și mi-ar place să-i spun. No pida socorro, señor. Depende de su propia mente. Dómnule, caen cartas a domicile. No cierre ayuda. Depende, ¡sólo de mente No pida una soga y salva vida. No cierre ni siquiera un pic de ayuda, o un colap de salvar. Busque dentro su cabeza para salvarse. Cauta en interior el miento y tales ayudorol. Así no se salva uno que se ahoga. Să știți, nu no se va salva cineva care se neacă. La persoana care se stă ahogando necesita ayuda de afuera. O persona que se scufundă are nevoie de ajutor de din afară. Y así nosotros hoy en día tenemos solución, pero es de afuera. Tot așa și noi astăzi avem soluție, dar este de afară. Estuve en la ciudad de Belém en Brasil hace unos años atrás. Me Moaframo Belém Brasilia cu câțiva ani în estaba pasando por la calle, Meriam Pedrum Cuando de repente vi un tumulto. Când dintr-o dată am văzut o mulțime. eu yo me acerqué para a vedea ce era. M-am apropiat ca să văd ce era. și toți estaban mirando algo que estaba en la calle. Și toți priveau ceva ce se întâmpla acolo jos în drum. Y escuché que gritó una señora. Și am auzit o doamnă care striga. Ai! Es la cabeza de una mujer. Ai! Este capul unei femei. La cabeza de una mujer? Capul unei femei?

Dar capul era peo perno, qué raro, sí raro. Y, y, y en la boca de la mujer había algo. Y a aceste femei era ceva. Un lapicero. Un creon. Y estaba pintando una foto en un papel. Y a tocmai facea oskitza un o imagine peo hirtie. ¿Cómo una cabeza puede hacer eso? ¿Marico puede un cap să faca să ceva? Decidí quedarme a mirar. Am decis să ramân să mă uit. Y poco a poco se fueron la gente. Și puțin câte puțin în cele nu au plecat oamenii. Și mi cuenta că nu no era solo una cabeza. Și mi-am dat seama că nu era doar un cap. Era una cabeza de una mujer că nu no tenia brazos ni piernas. Era capul unei femei care nu avea nici brațe, nici picioare. Nu no tenia ombros ni cadera. Nu avea nici umeri, nici șold. Solamente la cabeza cu un cuerpito care parecia fotbal. Avea doar capul și cu un corp așa care părea mai mult o minge. Cum în acest corpito intrau în toți organele vitale? Eu nu no știu. Sé. Oare cum puteau să intre în acest corpuleț toate organele vitale? Nu știu. Pero ea era balanceada así en, una almohada. Dar ea era echilibrată pe o pernă. Y estaba pintando una foto en una, encima de una, un papel que estaba en una cajita. Și făcea un desen pe o hârtie care era așezată pe o cutie. Y mientras yo miraba, ella miraba mis canillas. Iar timp ce eu priveam, se la mele. Y me recordé de Jesús. Si -am de Jesús. La mujer que le tiraron a sus pies de care a Jesús no se quedó mirándola de arriba, él se agachó para mirarle en los ojos. Jesús nu armas caso de sus, ci plecat și a în ochi. Así que yo también me eché en el pavimento para mirarle los ojos. Y le miré a los ojos y empecé a hablar con ella. Am privit-o direct în ochi și am început să vorbesc cu ea. ¿Qué habrá ce a dicho eu ella? Ce-ar fi spus? Seguro pensó, ce hace este gringo înceado în el pavimento? Cred că s-a gândit, oare ce face acest gringo, acest alb, aici, a, stând așa pe pavajul meu? Păr eu empecé a conversar cu con ella. Dar am început să conversez cu ea. Bongia, cum vai? Bună ziua, ce mai ah. faceți? alt al Tu Tudo bom? Meu nome este David. Numele meu este David. Eu te un nume? Numele dumneavoastră? Și mi-a zis, mi nombre es Maria. Și mi-a spus numele meu este Maria. Tengo 38 ani. Am 38 de ani. Și nu știu cum să spun, Domnule, ce bun a sido Dios cu Și să știți, omule, Domnule, nu știu cum să vă spun ce bun a fost Dumnezeu cu mine. Por favor, eu pensei. Cómo ella dice tan bueno ha sido Dios con ella si no tiene ni brazos ni piernas. ¿Cómo pateses dica que el Señor ha de tan bueno con ella que el no hace ni chmoin ni pichóare? Todos los días yo vengo aquí y dibujo. în fiecare zi, iată, vin aici și eu desenez. Dios me dio buenos hermanos que me traen y me llevan todos los días de mi casa. Dumnezeu mi-a dat niște frați foarte buni care în fiecare zi mă aduc și mă duc înapoi la casă. Yo solito gano mi vida y la gente me pone dinero, yo vivo. Qué bueno es Dios. Să știți, eu singur îmi câștig viața. Oamenii îmi pun bani și iau desenele. Ce bun este Dumnezeu. Yo quedé avergonzado. Am rămas rușinat. Cuánto nos De cât de mult murmurăm noi. Y ella era puro dar gracias a Dios. Ne plângeam muy en tiempe ceia, no era de que un spirit pur, que daba solo slávalo de Dumnezeu. Un corazón tan agradecido, una íntima tan llena de mulțumire. Ella me dijo: Vuelva en una hora, yo le voy a pintar una foto. Y ella me dice: Dónde le, entonces si va en una hora, os se va a hacer un desen. Y cuando volví, ella me dio una una imagen que había pintado. Chic, mam, entonces me ha dado una imagen que ha desenado. Y la imagen que ea tenía allí era de una mujer bien bonita sobre una playa. Și imaginea pe care mi-a dat-o era o femeie foarte frumoasă pe o plajă. Și le dije Maria. Și am spus Maria. Este cine este această femeie? Este tu mama, Este mama ta? Una hermana, una amiga? O soră, o prietenă? No, don David. Nu, domnule David. Esa mujer soy yo. Această femeie sunt eu. Es así que Dios me mira a mí. Așa este cum mă vede Dumnezeu pe mine. Și algún día Dios me va a hacer como esa mujer. Și într-o bună zi Dumnezeu mă va face ca această femeie. Me finee. va da brazos y piernas. Îmi va da brațe și picioare. Maria comprendió el amor de Dios. Maria a înțeles dragostea lui Dumnezeu. Cuando nosotros cuando nos dé ganas de quejarnos, de acum încolo când ne va veni cheful să ne plângem, recordémonos Se de María, de no quejarnos de las dificultades, pero agradecer a Dios que nuestra boca esté llena de agradecimientos. Se no murmuramos en face a dificultades y se ne și să ne gândim la Dumnezeu, să-i dăm slavă și mulțumiri. Rec Recordemos că Dios asigna sus angeles că nos rodeen. Să ne aducem aminte că Dumnezeu însărcinează îngerii să ne înconjoare. No solo para protegernos, pero para ayudarnos a llevar a cabo la misión que Dios nos dejó. Iar ei vin nu doar ca să ne protejeze, ci și să ne ajute să ducem la îndeplinire lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Qué bueno es Dios. Ce bun este Dumnezeu. Esta noche quiero invitarles. În seara aceasta doresc ca să vă invit. Ai alguien aici esta noche que está comprendiendo el amor de Dios. Cu siguranță este cineva în seara aceasta care înțelege dragostea lui Dumnezeu. Quizás por primera vez estás conociendo que Dios te ama infinitamente. Poate că este pentru prima dată când ai înțeles că Dumnezeu te iubește infinit. Y que los recursos divinos te rodean y te protegen. Și că binecuvântările divine te înconjoară și te protejează. O quizás has vivido por ti, por ti mismo y ahora quieres vivir para servir. Poate că până acum ai, dărit, ai trăit doar pentru tine și acum ți dat seama că vrei ca să servești. Și tu ai ascultat că el Spiritul Sfânt a vorbit la inima și te zice tu trebuie să trăiești pentru a servi. Iar tu acum ai auzit Duhul Sfânt vorbind în inimile tale, spunându-ți tu trebuie să trăiești pentru a sluji. La vida es para servir a otros, no para a sí mismo. Viața este pentru a sluji altora, nu pentru a te sluji doar pe tine. Igual que los ángeles reciben de Dios Y entregan a los demás. La fel cum îngerii primesc de la Dumnezeu și dau celorlalți. Dumnezeu ne cere nouă să primim de la el și să împărtășim cu ceilalți. Si tu has escuchado esa voce Dacă în seara aceasta ai auzit vocea aceasta lui Dumnezeu vorbindu-ți și Și dorești ca să ți dedici viața pentru slujirea umanității? usar tus talentos, recursos y energía para recibir de Dios y pasar a otros que más necesitan. Să folosești talentele tale, mijloacele și energia ta în a sluji alt, altora care au nevoie de ele. Si Dumnezeu te está pidiendo esto esta noche. Dacă ai înțeles din partea lui Dumnezeu că El îți cere aceasta în, în seara aceasta, levantar tu mano esta noche? poți ca să-L mâna în seara aceasta? Amin, Amin Doamne cada uno que levantó su mano. Fiecare care a ridicat mâna, Dios anotó tu nombre. Să știi, Dumnezeu a scris numele tău. Tu ia no te perteneces. Acum tu nu mai îți aparții. Dios te dará pero solamente cuando tú uses lo que tienes para hacer una bendición. Dumnezeu îți va da doar atunci când vei folosi ca să binecuvântești pe alții. Mâinea podemos aprender un poco más de lo que Dios quiere hacer con este pueblo. Muy putem să înțelegem un pic mai mult din ceea ce dorește Dumnezeu cu acest popor. Dios está desesperado para alcanzar a la gente moribunda que te rodea. Dumnezeu este într-un mod disperat, dorește foarte mult ca să ajungă la lumea din jurul tău, lumea moribundă care te așteaptă. Robusca personas que están dispuestos a trabajar con los ángeles. Și el Dumnezeu așteaptă să găsească, gă... caută să găsească persoane care sunt dispuse să colaboreze cu îngerii. Esta noche habrá alguien aquí. În seara aceasta oare va fi cineva aici că a stat viviendo fuera de la presencia de Dios. Care poate că a trăit în afara prezenței lui Dumnezeu. Que no ha entregado su vida al control de Dios. Care nu și-a predat viața o que a salido a salido de esa de esa entrega anterior. Care nu și-a predat viața lui Dumnezeu sau a fost condus de Dumnezeu, dar a ieșit din această relație Esta noche, el Espíritu Santo te invita de que hagas una entrega de tu vida al Señor. Dacă ai avut o relație cu Dumnezeu sau dacă nu, Dumnezeu în seara aceasta dorește ca să-ți predai sau să-ți repredai viața în mâna Lui. Ai fost în afara de ceea ce dorea Dumnezeu pentru tine, dar acum dorești ca să Ai fost în afara a ceea ce dorea Dumnezeu pentru tine, dar acum dorești ca să trăiești în interiorul planului Lui Dumnezeu. Și vrei să Ahora soy tú y yo quiero poner en orden las cuentas. Si sau vrei ca să spui, acum sunt al tău. Podrías aceptar esta noche levantando tu mano? ¿podrías aceptar Es para aquellos que están queriendo entrar en esa relación con Dios. Y este es para aquellos que desean entrar en una relación especial con Dios. de aquellos que levantaron la mano, alguien esta noche quiere decir. Dacă între aceia dintre noastră care ați ridicat mâna este cineva care dorește ca să spună Quiero entregar mi vida a ti públicamente de, en testimonio que yo ahora pertenezco a Dios. Vreau ca să demonstrez public mărturia mea că vreau să aparțin lui Dumnezeu. Quisiera invitarte que pases adelante para o oración specială. Te rugăm ca să poftești în față, vă rugăm să poftiți în față pentru a face o rugăciune specială. Señor, no te pertenezco, pero esta, noche te pertenezco. Poate ai spus în inima ta, Doamne, nu ți-am aparținut, dar acum doresc ca să-ți aparțin. Mai alguien que quisiera pasar adelante esta noche para decir eso públicamente? Este cineva care dorește să vină în față și să spună acest lucru în mod public? Dijo Jesús, el que me confiesa delante de los hombres, yo confesaré a Iisus a a spus pe aceia care mă vor mărturisi în fața oamenilor, eu am să-i mărturisesc înaintea lui Dumnezeu. por vez o, salido a, arreglar su Dios. este cineva care acum își dă viața lui Dumnezeu sau a fost îndepărtat de Dumnezeu și dorește ca să-și dea viața acum lui Dumnezeu? Îi rugăm să vină în față. Poftiți! Veniți în față, fratele, ori să fac o rugăciune specială. Arghimas. Amin. Altcineva, dacă mai dorește. Una întreaga totală, asta de aici. De acum încolo dorește ca să se predea cu totul lui Dumnezeu. Este un control de Dios. Dumnezeu va prelua controlul. Senor, ora tu tuyo. Și vreți ca să-i spuneți, Doamne, de acum sunt al Tău. Amin. Amin. Vine una hermana, alguien Mai este și no, Dios no nos promete mañana, pero nos invita hoy. Dios no nos promete el de mañana, invita hoy. Estamos viviendo en las vísperas de los últimos días de este mundo. traímos pământ. Es como un barco que se está hundiendo. y este como si o barco se escofunda Y Dios ofrece salva vidas. Y Dios ofrece coláculo de salvare. Pero tenemos que aceptar. ¿Alguien más? Dar trebuie să acceptăm. Mai este cineva? Poftiți. Amin. Amin. Si tú tienes un amigo, un hermano, una hija, un hijo, dacă cumva ai un frate, un prieten, o fică, y has estado orando por ellos. Și te-ai rugat pentru ei. Señor, que mi hijo, mi hija, mi mamá, mi papá acepte a Cristo. Doamne, fă ca fica mea, tatăl meu, că se întregă de tot o să accepte pe Hristos, să și predai toată inima. Por ce nu no l-abrăzașează ahora și le, eu voi contigo adelante, puedo caminar para que no vaya solo. Poftiți acum. Veniți, veniți cu aceea care doriți să-i însoțiți, spunându-le: Iată, nu te voi lăsa să mergi singur. Avea să sciendo cu un familiar și un ser queridos mai fácil. Să știți dacă doriți că să ieșiți în fața și vreți puteți să o luați pe cineva din familie, un prieten, vă va fi mai ușor. Ați orando por mult timp, Aveți poate persoane care în această seară i-ați invitat, sunt aici, puteți să-i ajutați să vină împreună în față. Dacă ei sunt aici și sunt prietenii dumneavoastră, și dumneavoastră vă aflați acolo, poftiți, veniți lângă ei. Poftiți, îmbrățișați-i. como el cielo se regocija cuando una persona se entrega. Este coro tan bonito que escuchamos y la música especial que, eh, que escuchamos, tan hermoso que fue, no compara con la música de los ángeles. Cu cât, deci, cu totul că a fost atât de frumos, să știți, nu se compară cu muzica îngerilor. I-i s-ar fi los angeles algun Și într-o zi va fi privilegiul nostru de a însoți îngerii. Alguien más. Mai este cineva? Mientras alguien pasa, amén. ¿Dacă mai vine cineva? Mientras alguien pasa, vamos a seguir dando un poco más de tiempo, no vamos a insistir, pero no podemos tampoco. Cerrar sin dar la oportunidad. Să știți, nu dorim ca să mai insistăm, dar de asemenea, nu dorim ca să ne oprim înainte ca cei indecisi să nu vină. Dacă mai doresc, mai au încă ocazia să vină în față pentru această rugăciune specială. Hace trei semanas eu în una iglesia pentecostală. Cu trei săptămâni în urmă, spune dânsul, am predicat într-o biserică pentecostală. Una iglesia romană pentecostală în Florida. În Florida, într-o biserică pentecostală de limbă română. No hice un llamado. Și nu am făcut această chemare. Era un poco tarde, así que yo aceleré. Era puțin târziu, așa că am accelerat, m-am grăbit. Pero cuando terminé, vinieron mucha gente y dijeron, ¿por qué no hizo un llamado? Yo quería pasar. Dar când am terminat, au venit foarte multe persoane și mi-au spus, de ce nu ne-ați chemat pentru binecuvântare? Noi am fi ieșit, am fi venit. Y decidí, no importa, siempre hacer una invitación. Y el es Și să știți, am decis de atunci încolo, totdeauna voi face o chemare. Și iată, rezultatul este minunat. Amin. Amin. Las decisiones noche. Deciziile pe care le-ați luat în seara aceasta, aceasta serán anotate în el cielo. Au fost înregistrate în cer. Îi vrem să orăm pentru cada unul aici care pasează. Vom termina curând, trece timpul, dar Și ne vor ruga pentru fiecare dintre dumneavoastră care a ieșit aici în față. Dar cum Spiritul Sfânt ține aducând oameni, vom să seguir. Cada unu ore, por favor. Ore por cada uno que ha pasado y los que deben pasar. rugăm să vă rugați pentru toți aceia care au venit în față și de asemenea pentru cei care încă doresc să vină. Un amigo me preguntó, me dijo David, un prijete nentrosi mantevaci. Me respondí David, tú haces series, campañas evangelísticas. tu fach serie de campañe evangelístiche. Y le dije, mayormente lo que Dios me ha llamado es para para dar series de reavivamiento en las iglesias. Y me respondí, uite un modio se bit chache faki este un feld de serie. în care să faci o revigorare a bisericii, pentru că podamos realmente despierta și trabajar în esos ultimi momentos de la istoria del mundo. Pentru a putea într adevăr ca să ne trezim și să lucrăm în aceste ultime momente ale istoriei pământului. Si, si el, el, lumea termină la 11:59. Să știți dacă cumva lumea se va termina în seara aceasta. Este ora 11:10. En los últimos segundos de la historia del mundo. Sintemos en travesuras en últimas secunde de la historia y es nuestro privilegio formar parte del pueblo de Dios en esta guerra contra el enemigo. Y sí este privilegio nuestro de hacer parte de la armada de Dios en este robo. Amén. Ahora vamos a orar. Acum, nevomruga. Ponemos de pie. Meridicam poro. Señor Jesús. domne, Isuse. Aquí está tu pueblo, enfrente tuyo. Ahí, en la intiata se afla poporul tău. Señor, tenemos bastantes almas esta noche que han tomado una decisión pública. Ya te doarme, son muchas de... almas que en la noche han tomado una decisión pública. De una entrega total de todo el corazón. Sáo que se aprenda. în mod total, din toată inima. Ya no queremos esperar. Deja nu mai dorim ca să așteptăm. Ya no queremos manejar nuestra propia vida. Nu mai dorim ca să fim noi cei care conduc no viața vamos, noastră. No vamos a depender de nuestras soluciones, sino las tuyas. Nu ne vom mai lăsa conduși de deciziile noastre, ci de atale. tale. Y tu palabra, Señor de cuvântul tău Será nuestro guía. iar cuvântul tău va fi ghidul nostru y nuestra obediencia și vom asculta de el demostrará nuestra lealtad iar supunerea noastră, ascultarea noastră va demonstra iubirea, loialitatea care avem față de Pero tine. Aun, aun la obediencia viene por el Espíritu Santo y el poder que nos da. Dar ascultarea vine prin Duhul Sfânt și prin puterea pe care ne-o dă. Unge a cada persona aquí esta noche que pasado forma especial. Într-o zi, fiecare persoană care a venit aici într-un mod special, perdonando nuestros pecados, tu ne vei ierta toate păcatele, y de toda maldad. Ne vei curăți de toate relele. Gracias por ese don, Señor esta noche. Îți mulțumim pentru acest dar din seara aceasta. Te una noche de hermoso, paz, paz y Te rugăm să ne dai o seară, o noapte în care ne vom hotărî bine ne vom odihni bine și vom avea pace. Porque mañana en tu dia, Pentru ca mâine în ziua ta. Esta, culto en tu să continuăm această întâlnire în prezența ta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén.